Și îți place așa pe silențios, fără să vorbim? Cred că doar am rămas într-o pană de conversație, atâta tot. Ești agitat? Sincer? Da. Da. Tu? Sincer? Da. Nu. În urmă cu 12 ani, actorul George Constantinescu deschidea Teatrul de Artă din București. Crede că teatrul bine făcut vindecă societatea. Dureri fantomă, American Buffalo, Insomniaci sau Un bărbat și mai multe femei sunt doar câteva dintre spectacolele în care îl putem vedea, însă Teatrul de Artă se mândrește astăzi cu peste 20 de titluri. George Constantinescu a știut că va face actorie încă din copilărie, din clipa în care a observat că le poate stârni râsul celor din jur. Acum continuă să fie făuritor de teatru. Nu ești bolnavă, sper. Adică vreau să spui o tusă oribilă. Dacă te deranjează, nu mai fac. Dar nu că mă deranja pe mine, mă gândesc că te deranjează pe tine. Dacă m-ar deranja, n-aș mai face, nu? Deci ai o țigară sau nu? Păi, de fapt, eu nu prea fumez. Da. Mi-ar plăcea să te cunoaștem pe tine ca actor, ca regizor. Și știu că tu ți-ai dorit să faci actorie încă de când erai copil. Da. Și aș vrea să știu ce anume mai exact te-a făcut să-ți dorești cu atâta ardoare să faci meseria asta. Păi sunt mai multe motive, dar unul așa era că aveam eu impresia că altceva nu prea știu să fac. Adică nu mă vedeam făcând lucrurile pe care totuși acum le fac astea, să zic, bărbătești cu mâinile. Nu mă vedeam a fi lucrător efectiv cu mâinile, să nu știu, să fac strungar, lăcătuș, să fiu la meserie, ca să zic așa. Iar al doilea motiv este că, având urma să înțeleg mai târziu acest simț al umorului dezvoltat încă din copilărie, vedeam că schimbi starea oamenilor. Și aici mă refer la cei apropiați, la bunici, la părinți. Vedeam că dacă eu fac aceste propuneri comice, habar n-am ce făceam eu la momentul ăla, dar toată lumea povestea că eram comic. Dar ce vârstă aveai atunci? Copil, 4, 5, 6 ani pe aici, când începe să se formeze memoria definitivă, am câteva amintiri de genul ăsta, dar știu clar că mi-am dat seama că dacă părinții mei, bunicii mei, apropiații adulți în general, au o stare proastă, reușeam să le schimb starea. Și aici probabil că era și o chestie de șantaj emoțional, probabil că dacă voiam ceva și știam că părinții sunt supărați, nu e un moment deloc bun să cer atunci, și am zis, bun, hai atunci să îndulcim starea lor ca să pot să le cer ceea ce voiam. Probabil că funcționa și ca șantaj emoțional. Dar după aia, înțelegând că meseria asta nu înseamnă doar să faci lumea să râdă și că este o treabă frumoasă și importantă pentru societate, pe măsură ce am crescut și am ajuns după aia la Școala Populară de Arte în Brașov, la actorie, la Domnul Dumnezeu să-l ierte, Adrian Rățoi, cel care m-a învățat, mi-a făcut primii pași în lumea profesionistă. Din momentul ăla am înțeles că asta voi face pentru că îmi plăcea atât de mult și nu prea găseam sens în altceva. Ai avut un mentor în meseria asta de actor? Mai mulți oameni au fost de-a lungul timpului călăuze, ca să spun așa, modele de urmat uneori, oameni care știau să-mi spună la momentul potrivit ceea ce eu aveam nevoie pentru creșterea mea, fie ca actor, fie ca regizor, fie ca făcător de teatru. Și au fost mai mulți oameni. Primul pe care l-am amintit, într-adevăr, a fost, Dumnezeu să-l ierte, Adrian Rățoi, un mare actor și pedagog român. După Gabriel Pintilei, care a venit în locul lui la Brașov și de la el am învățat, el a venit cu suflul nou din școala românească, cu el am făcut pentru prima oară teatru dans, după care, bineînțeles, în facultate m-au ajutat foarte mult profesorii pe care i-am avut. Tu ai făcut școala la Târgu Mureș. La Târgu Mureș, exact, da. Și acolo am avut 3 profesori de actorie, bineînțeles că toți au fost importanți și aici nu spun doar așa ca să mă pun bine cu ei, că, Doamne iartă, m-a trecut facultatea de mult timp, dar chiar era o catedră extrem de sănătoasă, bine închegată, profesori care aveau în mâini multe generații cu care făcuseră treabă foarte bună. Am avut șansa de a avea pe Radu Olăreanu, un profesor care, după părerea mea, este extrem de potrivit, mai ales pentru cei introvertiți, având un simț al umorului foarte dezvoltat, dar și fiind el o persoană foarte carismatică și care reușește foarte repede să te scoată din vale tale.
După care Liviu Topuzu, care mi-a fost profesor 2 ani de zile și care a venit cu altă felie din segmentul lui, ca să spun așa, de plăcere teatrală. Și un om foarte important în creșterea mea ca actor. În prima fază l-am admirat ca actor, după care am avut șansa ca în anul 3 și anul 4 să-mi fie și profesor la clasă. E vorba de Dan Rădulescu, de la care am învățat o bună parte din lucrurile pe care le fac și astăzi. Iar după ce am terminat facultatea, m-a ajutat foarte mult întâlnirea cu Ovidiu Niculescu și cu Vitalie Bantaș, actor la Teatrul Mic, pe care îi salut pe această cale, care pur și simplu m-a văzut într-un spectacol la Clubul Țăranului Român. Așa. Un spectacol care încă se joacă în stagiunea, e vorba de Insomniaci. Și apropo că și tu ziceai de treaba asta cu vocea la mine, a venit Ovidiu Niculescu chemat de Vitalie Bantaș și în prima fază mă auzea pe mine vorbind din culise. Și el zice, bă, aveam privirea setată foarte sus, că zic, la așa voce trebuie să apară un anumit bărbat, da, un masiv. Bărbat, și când eu aveam privirea setată aici, la înălțimea asta, și a apărut aici, zic, ce e mă piticul ăsta? L-ai mai văzut pe tipul ăla? Care tipul, Bi? Tipul ăla! Din fața clădirii de vis-a-vis, l-ai mai văzut stând acolo? Tot timpul, Bobi, e portarul. Ți se pare că sunt prostuță? Nu. Mi se pare că ești un pic speriat, așa cum erai și în par, dar nu, o prostuță, nu. Tu joci în multe spectacole, pe care o să le și amintim de altfel, dar spune-mi dacă există un rol pe care l-ai mai aproape de sufletul tău. Acum, faptul că am repetat Teach în American Buffalo, aș spune cel puțin la fel de mult îmi place Teach. Despre rolul din Cerere în căsătorie, la fel spun. Adică nu, chiar îmi plac foarte mult. Unul din motivele pentru care am ales să fac teatru independent a fost că la un moment dat Nicu Mihoc, un mare, mare actor român, fusese actor în Teatru Național, după care și-a dat demisia și a făcut Teatru 74. Și m-a felicitat, bineînțeles, după ce am făcut, a și venit și a jucat One Man Show-ul lui aici la noi. Și m-a și făcut atunci, m-a sunat și mi-a zis, ce faci, George, că bine, gata, teatru, da, câte locuri ai? 75. Să ai cu un loc în plus față de teatru 74, nu? Dar din facultate el mi-a zis ceva, zice, mai știi ce e, de ce am făcut o treabă asta? Pentru că mie îmi place să aleg ce joc. Și într-un teatru de stat nu ai dreptul ăsta. Da. Și nu e normal să faci lucrul ăsta. Într-un teatru independent poți să spui da sau nu proiectelor. Ăsta este motivul pentru care tu ai ales să deschizi un teatru independent în condiții în ăsta, care există multe alte teatre. Da, există foarte multe teatre și eu cred că nu sunt suficiente. Adică România o să crească din punct de vedere social, economic, educațional, în momentul în care, pe măsură ce o să crească teatrul. Motivul, da, unul a fost și faptul că voi putea să aleg rolurile în care joc. Dar decizia de a face teatru independent a venit în momentul în care, după experiența de a juca de a lucra în Teatrul Național din Târgu Mureș într-o perioadă foarte tristă, când chiar circula o glumă la secția română, ce se joacă în seara asta, suspendat, că nu se mai jucă niciun spectacol, se lipeau ștrafuri, marcul suspendat. Și am lucrat atunci nevoit pentru a putea face studiile, ca să fac rost de bani să fac studiile. Am lucrat prin tot temir ce locuri, dar am ajuns și impresar la Teatrul Național în perioada asta tristă. Și atunci, în barul teatrului, vedeam o grămadă de oameni, de actori, supărați, dezamăgiți de ce se întâmpla acolo. Actori foarte buni, pe care i-am văzut în producții excepționale, în roluri foarte bune. Și zic, cum se poate o echipă atât de bine închegată, cu oameni atât de talentați, să nu poată să facă la nivelul lor teatru. Și atunci am zis, ce frumos ar a fost prima oară când mi-a apărut gândul ăsta. Zic, ce frumos ar fi să faci parte dintr-o trupă care joacă, nu că vine directorul sau că vine leafa și trebuie să-și semneze condica. Ce ceea ce exact își dorește. Vor să au ceva de spus. În 2012 exact. Ai deschis teatru împreună cu Delia Pavel. Da. Cât de greu sau cât de ușor a fost să pui pe picioare un teatru independent? Păi, a fost partea de amenajare. Pe scurt, noi am închiriat acest spațiu care nu avea uși, ferestre, tavan era căzut aici în mijloc, era plin de rozătoare decedate, cel puțin pe alea le vedeam noi, cele în viață nu
nu ni s-au arătat, plin de gândaci. Iar era un spațiu la limita la care cineva mai putea crede că face, se poate face altceva cu el decât să-l dărâme și să-l reconstruiască. Și noi ne-am apucat cu îndrăzneală, cu foarte puțin bani, cu mulți prieteni care ne-au ajutat, ne-am apucat de făcutul acestei săli. Ei, noi am închiriat spațiul în august, am fost gata în decembrie. Deci asta a fost o parte... L-a fost momentul când tu, de altfel, ai învățat să zugrăvești, exact. Dacă ziceam în copilărie că nu mă vedeam să fac nimic, după aia foarte bine, odată cu facerea teatrului de artă, am învățat să tai cu flexul, să sudez, să... Tot. Blăcătușerie, tot ce a fost nevoie, de la bunul meu prieten Silviu Houdini, care se mândrește cu faptul că a făcut deja două teatre, ne-a ajutat pe noi la teatru de artă și la vreo 6-7 ani a făcut și l-a ajutat pe bunul prieten Cristi Ioniță cu teatru nou. Deci el este un, dincolo de faptul că are numele ăsta predestinat Houdini, iată că e magician în a face teatru. E al doilea teatru pe care l-a făcut. Crezi că lumea asta e populată cu ființe umane gentile, da, decente, corect, iubitoare? Așa e, da. Dă-mi nume. Eram sigur. Puteam să pun pariu pe $1,000,000 că asta va fi următoarea întrebare. Dă-mi 10 nume, bani. 10 nume? Urmărești tu ceva cu asta. Nu dau seama ce, dar sigur e ceva la mijloc. Nu, dă-mi 5. 5. 3 persoane. 3 persoane pe care tu le consideri decente, gentile și iubitoare. 3? Și are 3 oameni din lumea asta mare? Păi pot să spun 3.000, 300 de mii, 3 milioane. Doar 3. Crezi că nu pot să o fac, nu? Doamne, Janet, nimeni nu poate fi atât de cinic și de disprețuitor cu întreaga lume. Vii sau morți? Avem la momentul ăsta 20 și au mai rămas anul ăsta 21 de titluri. Stagiunea trecută a avut 24 de titluri. Și suntem în lucru, deci American Buffalo este cea de-a 21-a producție, tot cu Victoria Cocea și cu mine, Ce zile frumoase, în regia lui Dan Lăcătușu. Și Bogdan Budeș face încă un spectacol anul ăsta, e vorba de Fat Pig, Neil Labut. Am uitat de o producție, e vorba de Privighetoarea de Anderson, cea de-a doua producție, noi avem un singur spectacol pentru copii. E, anul ăsta o să facem și a doua producție pentru copii. Și care e prima producție? Iepurele Alb, făcut de Ana Maria Crăciun Lambru și cu Lavinia Popcoman. Este o bijuterie de spectacol, noi îl promovăm și îl vindem ca fiind un spectacol recomandat între 3 și 100 de ani, dar avem public matur care cumpără bilete la acest spectacol. Spune-mi care sunt spectacolele în care oamenii te pot vedea jucând, pentru că sunt multe alte spectacole, pentru că ai pomenit, iată, sunt 21 de titluri. Pe mine ca actor mă puteți vedea în 5 din aceste spectacole. Este vorba așa, de Insomniaci, spectacol pe care îl jucăm de 15 ani, Un bărbat și mai multe femei, spectacol pe care îl jucăm de 16 ani, Cu Cerere în căsătorie este o discuție, să vedem dacă va mai fi sau nu, haideți să-l punem și pe ăsta, dacă mai fi, va fi reluat sau nu, Cerere în căsătorie, Dureri fantomă, 6 lecții și American Buffalo. Zici, înțelegi? Trebuia să stai cu ochii pe el, stai cu ochii pe el, nu? Ai îmbrăcat și haina de regizor. Ai regizat spectacolul Ursul. Ursul, aici în cadrul teatrului. Este singurul spectacol pe care l-am regizat la teatru de artă. Și zic, este un titlu care se pretează foarte bine. E o comedie sănătoasă, Cehov, curată, tratată ca atare. Asta era întrebarea mea. Cum se montează astăzi, în perioada modernă, Cehov? Păi dacă înțelegem că omul ca structură s-a modificat foarte puțin de când bătea cu piatră în piatră ca să facă focul până în momentul prezent, înțelegem că de-aia și Shakespeare e foarte actual, dar păi Chekhov, care are 100 de ani de când nu mai e printre noi, da, 100 și un pic. Și cu atât mai mult comediile lui Chekhov sunt efectiv niște tăieturi până la os în structura umană și care și la momentul ăsta sunt fotografii ale unor tare ale noastre excepționale, adică cu problemele cu care se confruntau oamenii pe vremea lui Chekhov se confruntă și cei de astăzi fără discuție. Aș vrea să spunem totuși că până în 1950 aici,
pe strada Sfântul Ștefan din București, se afla un grajd. Da. Cum înnobilezi astăzi fostul grajd? E foarte și foarte frumos formulată întrebarea și foarte frumoasă. Într-adevăr, spațiul ăsta, cumva, urma să aflăm după aia povestea după ce am închiriat spațiul. Da, în prima fază a fost grajd. Era mult mai mic, aici se țineau caie și vis-a-vis erau fanexele pentru cei care lucrau în Casa Boierească. Acest domeniu a fost câștigat de către un avocat la poker. Deci, ca să vă dați seama cam cum se juca poker și la ce dimensiune și cam cum era, că na, discutăm de cum era viața acum 100 de ani. Și acum 100 de ani această casă a fost câștigată la poker. Moștenitorii celui care a câștigat acea partidă de poker sunt cei care cu legea 112 au preluat spațiul, întreaga curte unde este și Casa Boierească și clădirea asta făcută de statul român cât a fost sub comuniști, a funcționat o școală de reconversie profesională. Ei, și în momentul în care a venit comunismul, această casă, acest conac boieresc a fost, bineînțeles, luat naționalizat și grajdul a fost transformat în prima fază în garaj. După ce l-au folosit ca garaj, a devenit depozit, pentru că aici s-a mutat Jeco Trading. Era o firmă care avea toate, cei de vârsta mea o să-și aduc aminte, nu te spăra frate, roțile acelea mari, Lego-ul românesc, ca să spun așa, de pe vremea lui Ceaușescu. Pe scurt, aici a fost depozitul de jucării, unul din depozitele de jucării care plecau în toată țara, la Jeco Trading. Am găsit în pod, dincolo de faptul că am găsit fotografii de la 1903 și niște vederi, deci până în 1910 erau ce am găsit noi prin pod, am găsit aceste elemente, inclusiv pioni de la nu te spăra frate, roțile astea care de prin 70-80 știu că se produceau în România și după aia am să aflăm că aici a fost depozit. După ce a venit Revoluția, aici s-au produs o parte, adică aici era una din fabricuțele în care se montau pantofii Gregorio Rizzo. După ce au fost fabrică de pantofi și depozit, s-a transformat într-un depozit de maculatură. După care, cum îți spuneam, noi în momentul în care am preluat spațiu, el avea deja vreo 5-6 ani de când nu mai fusese folosit și avea niște vicii enorme. Adică era o ruină, erau doar niște pereți în picioare. Niște pereți goi, da. Exact. Și ne-am apucat, am făcut renovare, am adus apa în clădire, am adus căldură, am adus așa, am deschis stagiunea și din momentul ăla, de ce spun că este frumoasă întrebarea, noi tot auzeam, în timp ce făceam lucrurile pe aici, tot felul de zgomote. Când stăteam așa în liniște, ca într-o casă bântuită, pași prin pod, scârțâieli, bineînțeles că Delia, mai nevricoasă, ca să zic așa din fire, a zis, măi, să chemăm preotul, să zic. Eu tare cred că energia pe care o aduce gândul nostru curat va curăța ce este rău. Ei, se pare că Marinică, cum îi spunem noi, n-a plecat. În schimb, din momentul ăla, pentru nimeni nu a mai constituit niciun fel de sperietură și se spune că nu preexistă teatre în care să nu fie fantome. Acum, bineînțeles că nu știu dacă lucrul ăsta este real, dacă nu cumva lucrează lemnul de la căldură și cumva noi credem că sunt pași sau că... Dar cumva povestea asta, fiind trăită de noi, că de multe ori stăteam aici după ce terminam treaba și auzeam prin pod lucruri și ne era frică, din momentul în care am deschis stagiunea și am văzut spațiul ăsta plin de oameni, parcă s-a anulat. Zis, bă, aici nu mi se poate întâmpla nimic rău. N-am simțit că, adică chiar dacă e Marinică în pod, niciodată nu o să pățim nimic în filmele de groază. Marinică eventual o să ne facă poante. Tu ce extracție ai? Chiar mă bucur că m-ai întrebat. Eu, de fapt, sunt jumătate rus și jumătate lituanian. Dar numele adevărat nu este Cashman, ci Xerny Vekovski. Dar e chestie foarte amuzantă că atunci când bunicul meu a ajuns aici, i-a zis că dacă are probleme la biroul de imigrări, se dă tipul niște cash. Așa că el când a ajuns și nimeni n-a înțeles cum îl cheamă, el a dat tipul niște cash. E, și ăsta e numele pe care l-am dat. Cashman. Ce poveste interesantă! Cu cât un actor este un bijutier mai atent și mai minuțios, cu atât jucăriile ce din mâinile lui sunt mai frumoase și mai complete.
Pe tine ce te împlinește ca actor? Faptul că îi bucuri pe oamenii din fața ta sau faptul că există acea eliberare a emoțiilor, a trăirilor, a frământărilor? Știu clar că teatrul bine făcut vindecă societatea. Așa a zis Shakespeare și de atunci oamenii nu doar de bon ton veneau și mergeau la teatru, ci pentru că acest lucru ajută și este parte componentă a civilizării noastre. Știu clar că teatrul bine făcut e terapie, e biserică, e școală dacă vrei, e spital, e tot ce are nevoie societatea, omul, pentru a se însănătoși. Nu mă ajută foarte mult pe mine, momentul de joc în sine nu constituie o eliberare. Poate, nu știu, doar în cadrul comediilor declarate, când feedback-ul este imediat prin râsul publicului. Și aici mă refer la comediile declarate. În rest, nu, pentru mine e muncă. Provocarea chiar asta a fost să smulgem umor dintr-o estetică de joc nu declarată comediei. Lucru care eu cred că ne-a ieșit bine de tot. Ne-am distrat foarte tare pe platou și da, umorul lui Daniel este absolut nebun. Ai făcut parte și din distribuția mai multor filme. Bineînțeles, m-am bucurat foarte tare că am reușit să intru și eu după mult timp în producțiile astea serioase ale, adică mă refer la serialele, filmele de lungmetraj din mainstream românesc, ca să spun așa. Și m-am bucurat enorm de întâlnirea cu Daniel Sandu, al cărui film Un pas în oasele Serafimilor l-am văzut într-o perioadă în care eram în depresie cruntă, l-am văzut de două ori într-o săptămână și m-am bucurat enorm pentru că un an de zile am insistat enorm să vină să vadă, să mă vadă jucând și bineînțeles că a reușit, că el lucra atunci la două filme și la Tata Multă Munții și la serialul Bani Negri. Bani Negri, exact. Și m-am bucurat enorm că după ce a venit m-a și chemat la vreo două săptămâni, m-a chemat la casting, l-am și luat și m-am bucurat foarte tare pentru că echipa este cu care am lucrat a fost extraordinară și a făcut o distribuție, ne simțeam excepțional pentru că nimeni nu a simțit, să zicem, greul creației, chiar a făcut o distribuție foarte bună. El este un om și un profesionist desăvârșit, nu l-am văzut nervos o singură dată, nu l-am văzut o dată în tensiune, o plăcere. Și după aia m-a luat, bineînțeles, și la Tata Multă Munți, m-a bucurat enorm iarăși pentru filmul ăsta. Tata Multă Munți am fost un ofițer SRI. M-am bucurat foarte tare că fac parte din aceste două proiecte care erau serioase și când am văzut Tata Multă Munți și am și plâns la un film în care jucam, am zis, it's ok. Și bravo lui Daniel, cred că a făcut unul dintre cele mai bune filme românești cu Tata Multă Munți. Cu tine o să trăiesc? Eu cred că tu nu înțelegi ce facem noi aici. Nici nu suntem pregătiți pentru ce e acolo. Băi! Cum a fost colaborarea aceasta între regizor-actor? Foarte, excepțională, excepțională. Deci nu cred că am lucrat pe film cu cineva atât de lejer. Să nu simți că ești, cum să spun eu, nu neapărat forțat, să simți libertate totală de creație și regizorul respectiv să vezi clar, să uite rog și să vezi că are încredere. În cazul în care nu-i place ce faci, modifică, dar iubește să-i vii tu cu propunere. Și la Daniel mi-a plăcut enorm lucrul ăsta. El pur și simplu era un dirijor, fiecare eram instrumentiști foarte buni pe ce aveam noi de cântat, el era pur și simplu dirijorul. Mai tare, mai încet. Excepțional, excepțional. Și faptul că nu a fost tensiune deloc în echipă, mi-a plăcut la ambele filme. Zic, se poate și așa, pentru că trebuie să recunosc la majoritatea producțiilor, restul la care am fost, a fost un pic cu tensiune, și nu funcționez deloc bine când se ajunge la tensiune, nici în teatru, nici în film. Mi-aș dori ca tu să ieși și să intri din nou. Aș vrea să nu doar încep. La revedere, Barney! Thank you.